Când toți au vorbit aici de manipulare, de ce pleacă lumea, așa să încep eu cu o manipulare care toți încearcă a arunca. spuneți mi vă rog, Guvernul Gaburici, oare și nu l-a votat Guvernul ăsta? Nu vă duceți aminte că era o majoritate, adică erau două partide care nu puteau să aibă o majoritate, felat cu uh, Plahotniuc, și nu au ridicat mânuța pentru a vota Guvernul Gaburici? Cum acel Guvern Gaburici a scos 3 miliarde jumătate din fondul de rezervă deci, a statului, sau cumva, zdeți pomniu, tot ni pomniu, un cuvânt n-ați spus niciodată despre implicarea lui Gaborici în scoaterea acestor, acestor bani. De aceea, vă rog, fără el zdeți pomniu, tot ni pomniu. Mai departe, referitor la uh, anumite uh, dosare care stau, dar cu, începem cu Landromatul. Spuneți, vă rog, cu dosarul ăsta al Landromatului deja până și în Federația Rusă, sunt trași oameni la răspundere, numai Republica Moldova, știi, parcă e... e ca zdezi zori, zi 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 zi, cam așa și în Republica Moldova, știi, Toate linii, linie, știi, pașii, băietul principal care o deschis ușa împreună, îți dau unul la altul, cum îi zice, e, firme, și nu știu ce e acolo, cumva, băieți așa, le cald, îmi bie și merg mai departe. Dosarul Bahamas, tare bun dosar, mă și eu să fac o trimitere la o declarație pe care a făcut-o în Sărștoia Da? A data din 9 septembrie 2010, într-o confer... într emisiune, spune că da, au odiat 29 de persoane în acest dosar. Acest dosar, de fapt, nu cade sub incidența finanțărilor ilegale de partid, dar, în, schimb, cad sub incidența spălării de bani. Și spunea el, atunci am nevoie de trei luni de zile minimul maxim un an. Azi este un an și ceva. Ca să poată trage la răspundere pe cineva. Este cineva tras la răspundere sau măcar să știm care este situația cu Bahamasul. În Bahamas am avut numai niște decizii a justiției locale care uh, a fost pornit împotriva unor jurnaliști chipurile că au făcut publici despre dosarul Bahamas și s plat întâmplat mai departe, au fost nevoiți la CEDO să-și capite dreptate pentru ca să poată avea liberă exprimare. Așa că pornim Vorba ce e? Că tot pomniu, tot nipomniu. Domnul Ulanov, la modul serios acum întrebarea, presiunea spre dumneavoastră a fost făcută ca să le asigurați o majoritate parlamentară? Că eu știu ce înseamnă o presiune ca să asiguri majoritate parlamentară. Eu știu la ce se capabilește. Da, eu am avut o presiuni când cu fratele stătea ultimele zile pe patul de moarte și cineva bătea la ușă. Și eu știu ce înseamnă asta. Făceți public dacă a fost așa ceva, fiindcă dacă este adevărat, atunci ne-am avut o guvernare condusă din nou păgă. Deci, și atunci, clar că apare, apare alte, cum îi zici, circunstanțe pentru care unii oameni trebuie să răspundă, dacă este adevărat. Acum, de ce lumea nu vrea să, să rămână aici? Pentru că văd cum sunt corupți deputații și pentru formarea unei majorități parlamentare. Este cum sunt dat coșe de pungi, da? Și când în dosarul cu știți cum, este cumva întrebată justiția, știți, ce se întâmplă acolo? Se întâmplă exact ca în cânticul lui nu numai colecție, ca altfel de, cum parafrazat, când era întrebat procurorul. Drug, ștof, chești, a văd fetișăna, zavră perida și drug om. Cam asta era, era deci, abordarea și întrebarea care îi spunea, deci, procurorului general. De aceea... Cazul Gatscan, care nici până asta înseamnă că a fost sequestrare, nu a fost sequestrare, asta a, menționat și colegul meu. Cu coruperea deputaților sunt oameni care au nici din sală, au depus și plângeri la cinea. Dar puțini au avut curajul atunci să meargă, să spune, sunt unul, doi. Este ceva finalitate cu dosarul? Nimic, fraților, nimic, absolut. Absolut. Au trecut câți ani de zile. Mai departe, alte dosare care așa am să fac fugitiv trimitere cu omorul de la atrium, care a fost a polițistului, cine întoarce înapoi tatăl în familie copilului și soțul? Nu întoarce nimeni. Ucigașii stau liberi să primă bine mersi, dar cazul de la Iloveni, că a fost ucis în plină stradă, cine răspunde? Stau liberi, bine mersi, deci să primbră. Și noi vorbim acum despre faptul că această justiție care avem în Republica Moldova poate să continue să conducă mai departe. Deci lista este lungă despre inacțiunile acestui procuror, dar și mai mult putem vorbi cum au fost acoperite scheme, da, pozițiile fiecăruia, inetezând pe cap și așa mai departe. Dacă îmbogățirea ilicită a dosarului, de ce sunt tergiversate până acum? Că dacă ele sunt pornite vreo cinci împotriva la câțiva foști deputați, oameni politici, procurori, nu sunt dus până la capăt. Dacă ar intra Aniu, așa mai în forță, și-ar începea a controla să vadă care și de unde și-a făcut cap casa de prin Bahamas, o să vedeți că o să fie și alte dosare cu îmbogățări elicit. Așa că, domnul ministru, este lăsat, o... lăsați deci, grija altora într-o parte. Dumneavoastră mergeți până la capăt cu reforma justiției, fiindcă cei care trebuie să stea, trebuie să stea acolo unde este mai răcoare. Mersi mult!